Pompierii de la detașamentul din Baia Mare au organizat ieri o expoziție în cadrul căreia și-au prezentat tehnica de luptă. Manifestarea a avut loc pe platoul din Piața Revoluției și a fost dedicată Zilei Pompierilor din România. Copiii au fost primii care au trecut pe la expoziție. Încântați, majoritatea dintre ei au declarat că pe viitor vor să devină pompieri. Foarte veseli, băieții au trecut cu mare interes pe la expoziția organizată de pompierii maramureșeni. Duși de mână de părinți, aceștia au fugit repede direct în cabina autospecialelor. Primele impresii au fost de-a dreptul fascinante. Mi-au plăcut mașinile astea. Îți plac de pompieri? Da. Ce crezi că fac pompieri? Sting focul. I-ai mai văzut undeva? Vrei să fii pompier când ești mare? Da. Ce-ți place cel mai mult din ce ai văzut? Îmi place mașinile cu duba și... Și înăuntru mașină ce ai văzut? Chestii de... De luptă? Da. Nu de luptă. Dar de care? Pui asta aici, un os, apoi pui casca mare. Apoi îți pui labele și apoi pornești în apă. Păi ce să construiesc o mașină imensă! Ce zici de mașinile astea de pompieri care sunt aici? Așa de fain până să construiesc o mașină atât de mare până să obosesc. În cadrul expoziției, pompierii au prezentat publicului câteva autospeciale care intervin în caz de incendiu și descarcerare, dar și o ambulanță SMURD. Activităților organizate cu ocazia Zilei Pompierilor, am organizat și o prezentare de tehnică de luptă. Această tehnică se adresează tuturor celor interesați care vor să cunoască care este dotarea pompierilor militari, care sunt accesoriile care le folosesc pentru diferite misiuni la care sunt angrenați. De asemenea, a mai fost expusă și o autospecială de ultimă generație, achiziționată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș în urmă cu 4 luni. Da, este și mașina pentru accidente chimice. Este o mașină nouă, primită prin programul regional, operațional. Este o mașină nouă care o folosim în cazul în care se produc unele accidente chimice sau nucleare. Expoziția a fost urmată de un concurs organizat special pentru cei mici în parcul municipal din Baia Mare.